Bucureștiul a pierdut anul trecut 100.000 de locuitori în favoarea zonelor rurale. Este vorba despre oameni care nu au mai suportat aglomerația și traiul scump din oraș și au decis să-și schimbe viața. Specialiștii spun că migrația internă a ajuns la cel mai înalt nivel din ultimii 25 de ani. În paralel, continuă exodul românilor în străinătate, cel mai ridicat nivel din ultimii 25 de ani al migrației interne. La asta adăugăm și numărul românilor care pleacă din țară în străinătate pentru perioade lungi de timp sau pentru totdeauna. Cei mai mulți români care au ales anul trecut să renunțe la viața de la oraș pentru cea la sat sunt din București, Iași, Timișoara și Cluj-Napoca. Experții spun că motivele țin de aglomerație și de cheltuielile care, de multe ori, se dovedesc a fi mai mult decât poate suporta bugetul unei familii. O lungă perioadă am avut preponderența migrației de la sat la oraș, cea știută. Începând din 1997, avem migrație de sens invers de la oraș la sat. Pentru cei care nu se descurcă la oraș cu veniturile, salariile pe care le au, satul a apărut ca speranță de găsire a soluției economice. Decizia de mutare de la oraș la sat vine și cu vânzarea proprietăților pentru a investi într-o casă la țară. Sunt peste 100.000 de români care au făcut asta numai anul trecut. Foarte liniște, nu e aglomerație, nu... E stresul de aici, niciodată n-aș da țara pe oraș. E altă viață, adică aer curat, fără gălăgie, dar când vin nămeții de zăpadă de 3-4 metri, nu e prea ok să fie zăpada cât casa. Odată cu migrația internă, exodul românilor în străinătate continuă. Acum peste 3 milioane locuiesc peste granițe sau au plecat acolo la muncă. Unii pleacă cu un loc de muncă deja găsit, alții se duc să îl caute. Sunt mulți care se duc și ca să-și facă educația, să-și desăvârșească educația, dar poate să fie alt motiv și partea de sănătate. Cei mai mulți români pleacă în Marea Britanie, Italia, Germania și Spania.